Această investiție a fost făcută pe fondurile OATE-urile. Este o investiție care în următoarele săptămâni va fi gata. Mai avem de cât montat niște băncuțe, ceva ghivece cu flori. Va fi rezolvată această problemă a scărilor, va fi pavată cu granit această balustradă și acolo vor fi puse... E vorba de iluminat. Avem ca și intenție să rezolvăm problema acestor spații comerciale de pe lângă. Au fost informați cei care le dețin ca să-și le reabiliteze, pentru că mi se pare normal această zonă să fie una dată în folosință, în finalitatea ei. Nu știu motivul pentru care ea nu a fost reabilitată, dar începând de anul acesta am reușit să-i dăm valoare acestui cartier, pentru că este și normal. Și de asta nu este finalul. Strada pe care o aveți dumneavoastră în spate, de fapt este în spatele meu, aceea este strada Panai Cerna. Această stradă va fi reabilitată, va fi și infrastructura rezolvată, însemnând canalizare, asfalt. Acolo vedeți un colector de deșeuri menajere, va fi sistemul acela implementat în pământ, va fi dat și acesta acum lunile următoare. Strada din fața mea este strada Energiei, care tot anul acesta este în proces de reabilitare, cu schimbare conducte. Deci tot acest cartier intenționăm în acest an să iasă pur și simplu reabilitat pe cât posibil. Așa numărul 1, de pe Tudor Vladimirescu, în spate avem grădinița numărul 4. Avem fonduri de la Ministerul, de la MDRAP. Sunt fonduri pentru reabilitarea acestor spații. În afară de aceasta mai avem încă două. O să le vedem și pe celelalte. Sunt bani pe care i-am primit în scopul reabilitării, însemnând absolut tot ceea ce înseamnă fațadă pe exterior, pe interior avem și acoperișul, absolut tot ce trebuie. Este grădinița numărul 2, în care o să investim 390.000 de ron, tot bani proveniți prin PNDL. Este cel de-al treilea obiectiv pe care o să-l începem de curând și sper să avem un succes cu această grădiniță. Sunt grădinițe care nu au mai fost reabilitate de foarte, foarte mulți ani. Și este păcat. Anul acesta am obținut aceste finanțări și ar fi bine să fim în stare să cheltuim banii. Ok, despre ce sumă este vorba? De 390.000 de ron. Aceasta este suma pentru această grădiniță. Da. We'll be right back.
face primăria aici? Aici este noul cartier, este cartierul Lotizare. Pentru acest cartier avem de la PNDL o sumă de 11 milioane de RON. Este un cartier practic care începe de la infrastructură și se termină cu casele pe care urmează a fi construită, după cum constatați, unele deja au și început. Și investiția va fi destul de ambițioasă. 2,6 km vor fi străzi, trotuare la fel. Avem o alimentare cu rețea apă 1800 de km, rețea canalizare menajeră 1,64 km, rețea canalizare pluvială 1900, rețea electrică de iluminat public și casnic de 2,64 km, avem o stație de ape menajere și bazin de retenție de 270 de metri cubi.